pe ultima sută de metri, guvernul ne-a mai servit o gogoașă, o minciună cogonată. Și anume că în câteva zile a îndeplinit condițiile care mai trebuiau îndeplinite pentru a primi fondurile europene. Nu se putea întâmpla acest lucru nici dacă primul ministru era Spiri Gonzales. În schimb, Ceea ce probabil este real, guvernul a mai reușit să împrumută de la Uniunea Europeană un miliard și ceva de euro. Ceea ce nu este rău, dar nu este nici bine pentru că este vorba de un împrumut și nu este vorba de acei bani destinați de comunitatea europeană în mod gratuit pentru dezvoltarea României. Nu. Sunt bani de oxigen, de supraviețuire. Așa că minciuna trebuie demontată la începutul acestui an.